În filmul de astăzi este vorba, așa cum ați văzut, despre un obiectiv made in China. Înainte să se intru subiect, vreau să-l salut pe Ionuț Pădureanu, care a lăsat un comentariu la filmul făcut de mine referitor la obiectivul Fuji 55-200, în care m-a întrebat dacă, virgulă, consider că obiectivele și camerele făcute în Thailanda sau cel puțin care nu sunt făcute în Japonia sunt inferioare celor făcute în Japonia. Ca dovadă, nu întotdeauna, fotografiez cu o cameră Nikon D500 care e făcută în Thailanda și acest obiectiv al cărui unboxing îl facem astăzi este făcut în China. Obiectivul l-am cumpărat, așa cum se vede, de la MediaMarkt și în mod normal el se vinde undeva la 1400 de euro. Obiectivul a venit livrat într-o cutie de uscătoare de păr și sper că nu asta am primit, și anume 8 bucăți de uscător de păr. Da. Motivul pentru care am cumpărat acest obiectiv este că vreau să fotografiez în condiții, să filmez în condiții mai bune luna și obiectivul pe care îl folosesc până în acest moment, și anume Tokina ATX 340 AF2, pe care vi l-am prezentat de altfel într-un film anterior, funcționează relativ ok, însă mi-aș dori o distanță focală mai mare, de ce am luat acest obiectiv 200-500 și 2, mi-aș dori un autofocus mai bun, pentru că acest obiectiv are, să zicem, un minus în ceea ce privește partea de autofocus. Ok, haideți să vedem dacă am primit într-adevăr uscătoare de păr sau obiectivul Nikon 200-500. E un astfel de unboxing, în acest moment sunt pe balcon, pentru cei care sunteți curioși. Afară plouă și mă folosesc de puțină lumină care a rămas disponibilă. Ok, după cum vedeți, este ceva enorm. Acest, inclusiv cutia, este extraordinar de mare. Și pentru că sunt omul care măsoare cu plăcere lucrurile, o să merg să iau ruleta, să vedem ce dimensiuni are cutia. Am luat și camera. Apropo de cameră și de faptul că fotografiez cu un Nikon D500, care este o cameră cu senzor parțial, cu senzor cropat, acest obiectiv, care este pentru o cameră full frame, se transformă în un obiectiv cu distanța focală 300 până la 750, ceea ce este enorm. Da, deci cutia în sine are 43 de cm lungime, cu 19 și cu 19 probabil. Acest obiectiv ar trebui să fie unul care a fost în expoziție și despre care, sau pentru care MediaMarkt m-a asigurat că este în condiții perfecte. Ok, în cutie primim evident că obiectivul, un pouch de transport și cred că mai avem și un accesoriu, o cură cu care acest obiectiv poate fi transportat. Ok. Pouch, care este enorm. Un saculeț, normal. Mega obiectivul, care este efectiv huge. Huge. Și care, pentru a crește distanța focală, se extinde în exterior. Dacă tot l-am extins, să și măsurăm. Are nici mai puțin, nici mai mult de 35 de centimetri. Da, haideți să vedem ce mai avem în cutie. A, este parasolarul. Care este și ăsta destul de mare. Ar putea trece drept o mini antenă de satelit. Cu parasolar nu mai îndrăznesc să-l măsor dimensiunea, pentru că va fi cu siguranță o jumătate de metru. Va avea cu siguranță o jumătate de metru lungime. Nu, doar 43,5 cm. Ceea ce este oricum mind-blowing. Comparativ, obiectivul 100-300 pe care vi l-am prezentat într-un film anterior este mult mai compact și are în plus și avantajul că zoomul este interior, deci practic absolut tot ceea ce se întâmplă este la interior. Da? Deci comparativ 100-300 cu diafragma F4, 200-500 cu diafragma 5,6. Apropo, este un obiectiv cu diafragma constantă 5,6 care
se bucură de niște recenzii pe internet incredibile. Asta este și motivul pentru care am făcut nebunia și am dat banii pe ea. Dar nu știu, în luna în care am cumpărat acest obiectiv, Fujifilm a avut o promoție destul de interesantă, destul de incitantă, însă ținând cont de faptul că până acum cele mai frumoase fotografii le-am obținut cu această cameră, am decis să cumpăr obiectivul de la Nikon și în detrimentul celui de la Fuji. Ok. Pe obiectiv avem un comutator între modurile manual, automat și manual. Avem un comutator în ceea ce privește zoom-ul pentru toată plaja. Și apropo de plajă, distanța minimă de focalizare a acestui obiectiv este 2,2 metri. Da? Pentru plajă completă, de la 2,2 la infinit, sau pentru plaja redusă, de la 6 la infinit. Această comutare poate face diferența fantastică în măsura în care fotografiați wildlife și vă aflați, subiectele voastre sunt departe de voi, reducând fantastic timpul în care focalizează. Alte controle pe obiectiv sunt butonul de pornire și oprire a stabilizării, sau vibration reduction, cum se numește la Nikon, și modul normal și sport în ceea ce privește stabilizarea de imagine. Această stabilizare de imagine este lăudată de majoritatea celor care au folosit acest obiectiv, pentru că se pare că oferă posibilitatea fotografierii fără stativ, fără trepied, la timp de expunere de ordinul 1 pe 15 dintr-o secundă, ceea ce este mind-blowing. Pentru dimensiunile astea, la 500 de mm distanță focală, 1 pe 13, 1 pe 15 timp de expunere este aproape de necrezut. Un alt buton pe care îl are, un alt control pe care îl are obiectivul pe corpul lui, este un buton cu care se oprește extinderea obiectivului pentru a preveni o extindere nedorită, fie la transport, fie în geanta în care îl cărați. În ceea ce privește montarea acestui obiectiv la cameră, lucrurile de fapt se petrec invers, în sensul că se montează camera la obiectiv, pentru că obiectivul este unul foarte, foarte greu și în măsura în care ați monta obiectivul pe cameră, după care ați monta camera pe trepied în loc să montați obiectivul pe trepied, cu siguranță ați afecta flanșa de montare a obiectivelor. Ok, o să aduc acum un cântar pentru a vedea exact cât cântărește acest obiectiv și pentru a-l putea compara cu obiectivul 100-300 de la Tokina. Cu camera Nikon D500, acest set cost are 3,3 kg, ceea ce nu este deloc ușor, nici nu știu cum să așez acest obiectiv, pentru ca voi să puteți vedea. Este incredibil de greu. Și dacă ar fi să pun doar obiectivul cântărește singur 2,4-2,5 kg. Prin comparație, obiectivul Tokina 100-300 cântărește doar 2/3, și anume 1,6 kg. Un ultim detaliu vă mai dau despre acest obiectiv înainte să închei filmul și să încercăm o fotografie specială, în sensul că voi căuta să expun la 1 pe 100 dintr-o secundă cu F8, și anume detaliul pe care vreau să vi-l spun este că acest obiectiv necesită un filtru de 95 de mm, ceea ce nu este foarte ieftin. Am cumpărat un filtru pe care am dat 40 de euro. Și acum să vedem cum funcționează. Camera se află în modul autofocus, pornim stabilizarea de imagine, deblocăm obiectivul. Apropo de stabilizarea de imagine, modul normal este modul în care fotografiați moderatic absolut în orice direcție și stabilizează pe toate direcțiile, iar modul sport este pentru situația în care faceți horizontal panning și practic stabilizează celelalte dimensiuni, în așa fel încât să imaginea voastră, măsura în care filmați, să nu apară întreruptă, corectată de vibration reduction. Am făcut o poză cu acest obiectiv, care, din câte am înțeles, apropo de faptul că vedeți câteva picături pe el, nu este protejat la intemperii.
Și o să fac aceeași poză, să încerc să fotografiez același lucru cu obiectivul 100x300. Evident, tot la 1/100 dintr-o secundă. Nu vreau în acest moment să-mi forțez norocul, însă ceea ce am văzut pe cameră după ce am făcut fotografia a fost mind-blowing. Ok, și acum urmează obiectivul Tokina 100-300. După cum vedeți, un obiectiv mare, extraordinar de mare, care însă sper să îmi aduc atâta bucurie pe cât a adus celorlalți care l-au utilizat până acum. Evident că o să-l testez în măsura în care voi avea ocazia și o să vă ofer un feedback. Până una alta, nu ca și recomandarea mea, ci ca recomandare generală a internetului, pentru banii care costă acest obiectiv, este un obiectiv pe care trebuie să-l aveți în măsura în care fotografiați cu Nikon și în măsura în care vă interesează o asemenea distanță focală. Ok, prieteni, o să mă opresc aici. În măsura în care a fost interesant filmul meu, m-aș bucura să primesc de la voi un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte ceva nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao! Da, mai vecine!